Astăzi, la Jurnal de Viață, vorbim cu un profesionist în frumusețe cum să îmbătrânim frumos și să ne păstrăm o piele sănătoasă, secrete pentru tinerețe prelungită, mici trucuri care ne fac să ne simțim mai bine, mituri din chirurgia estetică. Toate se dezvăluie în minutele următoare. Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Suntem într-unul dintre locurile de top în ceea ce privește frumusețea. Suntem în clinica doamnei doctor Dana Miricioiu, care îi mulțumim pentru că astăzi scriem împreună încă o filă a jurnalului de viață. Bine V-am găsit. Mulțumesc pentru invitație, bine ați venit la noi. Doamna doctor, vreau să pornim discuția de la sloganul acesta al clinicii în care ne aflăm: Good Beauty, frumusețe bună. Să mă gândesc așa că există și frumusețe, concepte greșite despre frumusețe? Conceptul Good Beauty s-a născut din sau datorită faptului că cei care mi-au rebrânduit mie businessul au căutat să vadă ce înțeleg eu prin frumusețe și în momentul în care au descoperit că și eu fac anumite intervenții și că prin faptul că eu dau un exemplu oamenilor făcând -mi mici retușuri injectabile, să spunem, atunci înseamnă că frumusețea pe care eu o recomand tuturor este ceva bun pentru oameni. Și când vorbim despre frumusețe, vorbim despre sănătate. Deci frumusețea trebuie să fie și sănătate. Din acest motiv, conceptul s-a redenumit Good Beauty. Haideți să dezvoltăm un pic de a, pentru că de fapt aici vroiam să ajung și să, să aflu de la dumneavoastră ce înseamnă de fapt frumusețea Frumusețea este un concept extrem de complex, de complicat și uh, cred că este foarte diferit uh, în funcție de fiecare persoană în parte Fiecare dintre noi avem conceptul nostru despre frumusețe, fiecare înțelegem frumusețea într-un anumit fel toate trăsăturile se armonizează la un moment dat și în ochii noștri și în sufletul nostru, nu doar în ochii noștri, frumusețea poate să fie mai mult sau mai puțin plăcută. Din acest motiv, în ceea ce îmi place mie, nu vă place dumneavoastră și invers. Frumusețea este acea trăsătură care în privirea noastră ne trezește un sentiment de bine, ne trezește un sentiment de plăcere, atunci vorbim de frumusețe. Nu există etaloane stricte de frumusețe, nu o definim prin formule matematice. Există așa numita cifră a frumuseții, dar despre care nu avem de ce să discutăm pentru că noi în momentul în care remodelăm sau reașezăm trăsăturile pe chipul unui pacient ținem cont în primul rând de dorința pacientului, nu de acele formule matematice de care spuneam mai devreme Am reținut armonie și mulțumire pentru pacient Și încredere, pentru că frumusețea trebuie să dea încredere și în, nu în ultimul rând sănătate Spuneți-mi, vă rog, de ce dumneavoastră, de ce ați ales să vă ocupați de frumusețe? Mi s-a mai pus întrebarea asta. Sincer, nu prea știu să vă răspund, pentru că de când mă știu, am dorit să fac lucrurile astea. Am mai spus, am, am, avut o păpușă când eram mică, care îi reconturam trăsăturile de fiecare dată când mă jucam cu ea și atunci așa a fost să fie. A fost păpușa mea pe care o remodelam. Dincolo de aceasta, medicina a fost facultatea pe care mi-am dorit-o întotdeauna, cu toate că am urmat un liceu economic. Și asta pentru că erau acele trepte pe care le trebuia să le trecem în momentul în care intram la liceu Dorind neapărat să intru și să nu cumva să dau greș, deși am luat treapta a întâi, a doua și treapta a doua am luat-o a treia, deci nu aveam niciun fel de motiv să mă îndoiesc, dar am vrut să fiu foarte sigură am făcut liceu economic, după care m-am aplicat să învăț și am învățat fizica și chimia de clasele cele mai mici, a șaptea și a opta singură, dincolo de care am început să studiez medicina. Când am intrat în universitate, chirurgia plastică a fost în mintea mea din primul moment. Drept urmare, din anul timp de facultate, m-am aplicat acestei specialități, încercând să pătrund în spitalele de profil și spun asta pentru că știu că mă duceam aproape săptămânal, în clinica domnului profesor Agripa Ionescu și încercam să fac așa pași-pași până când ajungeam și eu să văd câte ceva la masa de operații. Și asta se întâmpla în anul întâi. Care deci a fost așa de la început, nu știu să vă spun de ce. Care sunt amintirile pe care le păstrați în legătură cu modul acesta de interacțiune cu profesorul Ionescu Agripa? Ce să vă spun, a fost Era ușor meu să fie a... în brajma domnească. dânsul a fost și va rămâne întotdeauna nu doar o somitate ci și pionierul chirurgiei plastice reconstructive în România, este cel care a pus bazele, care a dezvoltat chirurgia și a adus-o la rangul la care este în momentul de față. Era nu era nici foarte greu, dar prin respectul pe care ți-l impunea, efectiv te obliga poate e mult spus, dar îți impunea să urmezi pașii pe care dânsul îi, îi, face. Și atunci învățămintele pe care ți le dădea erau ușor de lesne de înțeles. A fost în... foarte plăcut să fiu un preajma dânsului și mi-aduc aminte de anii aceia cu foarte, foarte mare plăcere. Să, să, înțeleagă tinerii studenți, asta își dorea domnul profesor, că e o construcție temeinică, cea pe care... Uh... Zi de zi, clipă de clipă, minut de minut. Am concluzionat această legătură cu domnul profesor Agripa Ionescu prin faptul că teza de licență la universității am susținut-o sub îndrumarea dânsului și acum mi-aduc aminte, era vorba de plasii de piele despicată, deci grefele de piele cum ar veni Privind acum retrospectiv, identificați anumite trăsături ale personalității dumneavoastră care v-au ajutat să, să urcați aceste trepte în ierarhia profesională? Da, cu siguranță. În primul rând, perseverența. Nu m-am lăsat până nu am ajuns în locul pe care mi l-am dorit să-l să ocup. Munca. În al doilea rând, poate că munca e pe primul loc, totuși, pentru că dacă nu muncești zi de zi, oră de oră, n-ai cum să străbați drumul acesta, care nu este deloc ușor, absolut deloc ușor. Și dorința. Și mai mult, dăruirea pentru pacient. Pentru pacientul de chirurgie estetică se pare că trebuie să ai un altfel de, o altfel de aplecare, un altfel de sentiment. Toți doctorii își iubesc pacienții, dar aici interacțiunea trebuie să fie ceva mai mult de atât pentru că intrăm în lucrurile subtile, în sentimentele pacientului, în sufletul pacientului și nu doar de atât în relația pe care pacientul o poate dezvolta ulterior cu alți oameni, pentru că noi ne punem amprenta pe chipul și pe înfățișarea lui. Mai caldă relația aceasta cu pacientul? Da, este mult mai caldă. Sper și vreau să cred că majoritatea pacienților îmi sunt prieteni. Sunt pacienți care sunt întorc, de fapt, 80% din pacienții pe care i-am de 15 ani de zile sunt pacienți fideli, se întorc și asta nu înseamnă decât o mare răspundere din partea mea dincolo de faptul că eu le mulțumesc că îmi calcă pragul de fiecare dată. Vreau să aflăm de la dumneavoastră astăzi de ce nu trebuie să gândim frumusețea în șabloane, pentru că nu trebuie să facem lucrul acesta, nu-i așa? Pentru că nu există șabloane, șabloane pentru frumusețe, nu există șabloane pentru ceea ce simțim noi, pentru ceea ce vedem în oglindă o să dau un exemplu practic pentru că degeaba filozofăm dacă nu avem exemplu practic. O pacientă care a venit la mine pentru a îndepărta un punct pigmentar de pe față care era aproape insesizabil. Pacienta era extrem de ridată în schimb. Ea vedea pur și simplu acel punct pigmentar și dorea neapărat să îl îndepărteze și ea rezolvat lucrul ăsta. A dispărut punctul. Am dezvoltat o relație de prietenie, apropo de ce vorbeam, relația medic-pacient cu această pacientă și încet, încet încercam să vin în binele ei, așa credeam eu și s-a dovedit a fi corect, spunându-i că ar fi bine totuși să modificăm puțin acele riduri care sunt extrem de evidente pentru o persoană de 30 de ani. În momentul în care i-am sugerat a spus, dar eu nu văd niciun fel de rid pe față Deci ea efectiv se plăcea așa, așa cum era După această discuție mi-a mărturisit că a mai discutat cu prietenul, cu cei apropiați care mi-au împărtășit părerea Și atunci, în momentul în care pacienta a fost de acord și s-a gândit că e bine să remodelăm aceste lucruri, am făcut Diferențele de înfățișare și au pus amprenta nu doar pe chipul ei, ci și de momentul în care ea se uita în oglindă și avea dialogul, știți că avem un dialog, întotdeauna cu noi în oglindă, întrebându-ne tot felul de lucruri. Și a realizat că într adevăr nu-și vedea ridurile, deci pentru ea frumusețea era avea alte etaloane, dar care într-un fel s-au modificat în momentul în care a fost de acord să fie receptivă și să asculte anumite recomandări, să spun. Bineînțeles, doamna doctor, dacă nu există șabloane în materie de frumusețe, cum se face că multe, și sunt convinsă că se întâmplă și în clinica noastră, multe dintre paciente vin cu fotografii da, ale unor persoane din viața publică și vă cer să le ajutați să arate astfel? Este o problemă psihologică. Persoanele în cauză nu se... Identifică cu propria lor persoană, cu propria lor personalitate, și atunci este o problemă un pic mai delicată, pe care încercăm noi, chirurgii, esteticieni să o descoperim și să o remodelăm înainte de a trece la a remodela trăsăturile chipului. Persoanele respective au o lipsă de încredere în sine, în primul rând, o lipsă de curaj, și atunci încearcă să adopte anumite modele care, din nefericire, sunt total potrivnice trăsăturilor și caracterului fiecărei paciente. Și atunci, în momentul în care pacienta vine și spune vreau să arăt ca, și nu e o singură dată s-a întâmplat lucrul acesta, nu doar ca personalități, ci și pur și simplu văd pe motorul acesta de căutare buze care arată așa, nas care arată așa, crezând că în momentul în care ei au o plăcere văzând acel segment, Cred că momentul în care și l-ar translata pe propria față, pe propriul chip, ar putea avea un sentiment plăcut, lucru care este total neadevărat. Și spun, de exemplu, nasul. O grămadă de paciente au venit și au spus, vreau să-mi fac nasul cârn sau vreau să fie un pic mai în vânt. Nasul este elementul central al feței. Orice modificare la acest nivel va... Transforma puțin personalitatea pacientului. Deci, foarte mare grijă, pentru că sunt mulți pacienți care nu s-au regăsit cu imaginea pe care au avut-o după aceste uh, modificări. Și spun pacientului că e bine să se gândească de mai multe ori, încerc să sugerez că ceea ce dorește nu se potrivește cu armoniile pe care uh, le posedă, cu trăsăturile chipului, și că e bine să facem totul și să modificăm dacă este cazul, în așa fel încât să. Păstrăm armonia sau să îmbunătățim armonia pe propriul chip. Aceasta este dismorfobia, dismorfofobia. ceea ce ne-ați da, ce ne explicat dumneavoastră, da, în exact, momentul în care uh, pacienta uh, nu se regăsește ea. Are o altă proiecție. La nivelul cortexului are altă proiecție. Sau există și paciente care uh, se văd mult mai urâtă decât în realitate. Există și lucrurile acestea, cu toate că nu au niciun fel de nevoie de intervenții chirurgicale. Și atunci încercăm cât de cât să minimalizăm intervențiile ca mai târziu, pentru că mai târziu acestea vor fi descoperite de pacienții în cauză și efectele sunt inverse. Și noi nu ne dorim să avem astfel de pacienți care au apelat la intervenții chirurgicale și care mai târziu nu se mai regăsesc în acele trăsături. Dar spuneți-mi, vă rog, în astfel de momente este greu să spui un nu? O, da. E greu, dar îl spunem. Cum? E greu, și de ce e greu? Nu pentru că al spune pur și simplu, ci pentru că pacienta va fi sau pacientul va fi total dezarmat. Și o să lucrăm mai mult cu psihologia pacientului ca să îndepărtăm această urmă de îndoială. Cum îl argumentați de obicei? Încercați să, să schimbați percepția aceasta? De data asta, cred că e nevoie să fii mai mult psiholog decât uh -huh. medicilor. nu? Am spus întotdeauna, Chirurgii esteticieni ar trebui să fie, înainte de toate, buni psihologi. Cum încerc să îndepărtez lucrul acesta? În primul rând, nu vreau să conving pacientul nici de lucrurile pe care eu le cred și nici de lucrurile pe care el mi le cere, ci să încercăm să le înțelegem și poate împreună, poate și eu învăț de la pacient, poate împreună ajungem, am mai spus, să încercăm să descoperim și să dezvoltăm împreună această poveste a frumuseții. Aceasta e o legătură foarte importantă cu pacientul. Și încet, încet să vedem dacă într-adevăr ceea ce ne dorim se potrivește chipului nostru. Vorbesc de modificările importante, de nas, de buze foarte, foarte mari, de, eu știu, lifting-uri sau modificări la nivelul sânului. În schimb, toate aceste intervenții basic pe care ar trebui să le facă toată lumea, le recomand într-adevăr tuturor. Și vorbim de pilingurile laser, vorbim de intervențiile injectabile care trebuie făcute odată la un anumit timp, având nu doar rolul de a îmbunătăți din punct de vedere estetic, ci având rolul de a susține pielea și de a, de a da o altă calitate pielii. Deci de a preveni îmbătrânirea prematura a pielii și deci de a avea o piele sănătoasă. Spuneți în clinica aceasta în care ne aflăm este așa un fel de al doilea copil al dumneavoastră? Da, da. sigur că da. Îmi dau seama. Și copil și prieten și hobby, și casă, și multe lucruri se întâlnesc aici. A fost un gest de, de curaj să plecați din sistemul de stat și să vă retrageți aici în mediul acesta privat? Mulți au spus și spun că da. Probabil a fost un gest de curaj. Am avut probabil și puțină inconștiință. Că știți că curajul acela a dus un pic la extremă, are un dram de inconștiință în el. Da, la mine modificarea a fost bruscă, pentru că am plecat din spital în momentul în care încercam să dezvolt anumite programe sau eu știu să îmi pun și eu amprenta și aveam senzația că. Totuși nu sunt lăsată să fac ceea ce îmi doresc să fac și atunci am luat hotărârea să, să plec din spital. A fost și un moment în viața mea în care am luat-o de la zero și, efectiv, totul a fost luat de la zero. Asta se întâmpla în urmă cu circa 12 ani, nu? 2007. În 2007. Da. Știu că a fost așa, o, o poveste deloc simplă, cu, cu angajamente de ordin financiar, pe care poate mulți dintre medicii care ar fi luat o astfel de decizie le-ar fi considerat împovărătoare. Exact cum spuneți, ceva mai mult decât curajul, poate dus la limita inconștienței, nu? Da, așa este. Am pornit atunci cu o situație financiară efectiv pe zero cu un credit de 250.000 de euro pe care îl făcusem pentru a lua un aparat laser performant estetic pe care îl văzusem eu la congresele la care tot mergeam la congrese în Statele Unite unde am învățat foarte, foarte multe lucruri și uh, mi s-a părut că acel laser este extrem de bun. Un laser care nu avea reprezentanță în România, culmeam, adică mai mult de atât. Și la, mi l-am dorit foarte tare. Și atunci uh, am fost puțin privită de către, și asta este adevărul, am fost puțin privită de către colegi, uh, uh, nu doar cu un foarte mare curaj, ci cu um, poate puțină decădere. Fiind chirurg, estetician, să faci și lasere, era. Văzut în acel moment o ușoară decădere, pentru că chirurgul trebuie să taie mereu. Nu, în concepția mea, a obține frumusețe și o armonie și o schimbare pe chipul unui pacient, trebuie să le cuprindem pe toate: chirurgie, injectabile și laser. Laserul are, din punctul meu de vedere, în opinia mea, deci o importanță foarte mare, pentru că este singura modalitate de a regenera sănătos pielea. Și m-am plecat foarte tare asupra acestui aparat. Nu am ținut cont totuși de părerile care se învârteau așa în jurul meu. Drept urmare, foarte mulți colegi de atunci fac, au început să facă laser și mă bucur mult de tot. A fost foarte greu pentru că în acea perioadă trebuia să lucrez până la 11 noaptea, de dimineață până în fiecare zi până la 11 noaptea, cu responsabilități familiare foarte mari. Perioada aceasta totul s-a prelungit ani în șir, pentru că nu e ușor să acoperi un credit atât de mare, dar am reușit. Știți cum Era e? Cu am eu am insomnii, de perioada aceea cu vă de gândeați? toate. Era cu de Luați toate. în calcul și ideea unui posibil eșec? Nu, nu. Niciodată. Asta și vreau să spun. Deviza mea a fost dintotdeauna că și atunci mi-am spus că este singura cale să, în primul rând, să exist, nu doar să reușesc, după care să și reușesc. Și atunci singura cale să duc totul așa cum trebuie dus era să muncesc zilnic până când lucrurile redeveneau pe o pantă ușor ascendentă și satisfăcătoare mie și copilului meu și s-a dovedit că cu muncă, cu perseverență, ceea ce vă spuneam. Cu mult curaj totul se poate realiza. Și cât a durat povestea asta cu uh, muncă de dimineață până târziu, noapte și ritmul ăsta? <gântu -i> <așa, gântu -i> nu s-a terminat nici astăzi? Nici astăzi nu s-a terminat pentru că uh, și astăzi programul este la fel de încărcat. De dimineață venind înspre cabine, știm că o să luăm, o să vorbim, știți cum, ne mai jucăm, mai facem un selfie în mașină și la un moment dat am prins așa cerul și zic, ah, ce bine că am prins cerul în poză pentru că este singurul moment în care îl văd astăzi. Lucrul ăsta se întâmplă zilnic. Da, e adevărat că intrăm de dimineață și ieșim seara. Nu știu când se face cald, vin pacientele și spun sunt 26 de grade, doamna doctor afară, au înflorit copacii, e soare sau a pornit furtuna. Habar nu avem lucrul acesta, ne trezim seara. Doar poate în weekenduri, dar și weekendurile sunt destul de ocupate. Munca este în continuare. Fără muncă este scopul vieții. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar mă gândesc așa că la un moment dat și bateriile acestea trebuie încărcate cu, mm -hmm. cu ceva. Nu, nu se poate, nu o să-mi spuneți că merge așa, e un perpetuum nu, nu mobile, nu, nu se poate. Nu Cum? Se vă? Poate. Care este rețeta noastră de încărcare a bateriilor? Plec două-trei zile la o anumită perioadă, plec plec afară din țară pentru că chiar am nevoie de lucrurile acestea, altfel efectiv nu se poate. Deci se ajunge nu doar la o oboseală cronică, ci și la o plafonare, lucru de care nu am nevoie în meseria mea, pe care trebuie să o fac întotdeauna cu foarte mare plăcere și cu dăruire pentru pacient. Și atunci, odată, la o anumită perioadă, îmi rezerv câteva excursii pe care le fac cu mare plăcere, pentru toți lucrul ăsta cred că este un lucru plăcut și avem nevoie. Poate e ca un hobby. Deci poate să intervine rutina și în o, da. activitatea dumneavoastră? Da, dacă nu avem grijă ca sentimentele pe care le dăruim pacientului să fie întotdeauna prezente, poate să e foarte importantă relația medic-pacient. De exemplu, intervenise rutina în momentul în care lucram în spitalul universitar, Uh, erau gărzile foarte multe și 10 pe lună. Vă gândiți că dacă aveam 10 gărzi pe lună într-un spital de traumatologie în care nu dormeai, nu că nu dormeai, nu stăteai, pentru că aveam cazuri după cazuri, operam până a doua zi la 5 dacă ne veneau accidente colective sau eu știu altfel de accidente, uh, și făcând lucrurile, aveam, deja deci că aveam 10 gărți, aveam 20 de zile obosită pe lună. Să faci lucrurile acesta lună de lună, an de an, e extrem de produce o mare uzură pentru, pentru doctor, să știți. Deci v-ați relaxat când, când, ați plecat din, din, Da, din punctul ăsta de vedere m-am relaxat. Munca a fost la fel de mare, doar că acele gărzi, lipsa acelor gărzi totuși a fost un lucru, să spun, bun într-un fel pentru, pentru viața de zi cu zi. Mai aveți alte lucruri care vă relaxează? Aveți alte hobby-uri în afară de frumusețe? Reformulez. Da, am, am am, mai multe hobby-uri în afară de călătorii. Îmi place să pictez și pe acesta îl fac așa în momentul în care am timp și pentru a picta totuși îți trebuie o perioadă mai lungă de relaxare. Am un tablou pe care l-am început în urmă cu aproape un an de zile. N-am avut când să-l termin, dar când mă pornesc sau așa câteva zile și acela este un tablou pe care l-am pictat eu. Nu întâmplător v-am întrebat, <laughs> pentru că în timp ce, ce pregăteam acest interviu, am observat, aveți două tablouri aici în partea în, da, și încă în, în cabinetul de așa. dumneavoastră. Sunt rodul momentelor în care încercați să, să faceți această încărcare de, de baterii da. despre, care, despre care vorbeam. Da, e ca o meditație, știți? Momentul în care pictez, mă detașez de absolut tot ce în jur. Și atunci, rolul acestei detașări mă face să mă relaxez, și vedeți că, totuși, actul creativ continuă, ca să spun așa. Sunteți absolut neinițiată sau ați urmat, nu, nu, un... -am urmat niciun fel nu. de curs? Este nu. doar ceea ce simțiți da. și atât, uhum. puneți pe. Și pe eu sunt să... absolut convinsă că orice am face în momentul în care depunem pasiune, poate să iasă ca un act de creație. Oricare ar fi, cred că aș fi făcut orice meserie în, în viața aceasta. Dacă mi-ar fi plăcut, cred că aș fi fost în stare să fac orice. Dar se spune că există o strânsă legătură între chirurgia estetică, plastică și artă. În general, chirurgii esteticieni au pasiuni pentru arte, arta frumoasă. Da, nu că se spune. Trebuie să fie. Pentru că trebuie să avem un simț al echilibrului, un simț al proporțiilor și atunci când e foarte greu să așezi pe o pânză foarte mare un chip sau un trup, dacă nu știi care sunt proporțiile. Sunt foarte multe persoane care mi-au spus că au încercat să facă lucrul acesta și efectiv nu puteau. Mâna e așa mai mare, fața e mai mică, ochiul e în altă parte și așa și este. Trebuie să avem un simț estetic, pentru că fără simțul estetic, actul medical în sine al intervențiilor estetice poate să fie lipsit de acea armonie de care am spus, ca să nu spun dezastros. Am observat de la începutul în întâlnirii noastre că nu vă sfiți să, să spuneți că și dumneavoastră ați, ați apelat la anumite proceduri. Nu știu dacă chiar la chirurgia estetică sau doar la proceduri non-invazive. Nu am, tot timpul am recunoscut lucrurile acestea, la chirurgie nu am apelat, la procedurile, în momentul în care am luat acel laser de care v-am spus, primul test a fost pe mine. Chiar dacă aveam eu toate dovezile din partea FDA-ului, deci din partea americanilor, spunând că este cel mai sigur aparat din punct de vedere al rezultatului clinic, dar și al siguranței pacientului, ok, l-am luat, dar hai să vedem ce facem, pentru că să pun pe primul pacient acel laser e un pic cam riscant, așa că haideți să-l pun pe mine. Și am început de la intervențiile cele mai banale, ca să spun, epilarea definitivă, terminând cu intervențiile laser, de regenerarea pielii. Sunt acele intervenții care lasă fața foarte roșie câteva zile, chiar cu sânge pe față, și în continuare le practic pentru că am văzut ce efect benefic pot aduce ele. Tratamentele injectabile, da, dar să nu credeți că abuzez de ele. În primul rând, am timp. O pacientă care mi-a devenit și prietenă îmi spunea, Doamne, dacă aș avea ce ai tu aici și dacă aș putea să aș ști să lucrez cu ele, în fiecare zi mi-aș face ceva nu avem când să facem lucrul acesta pentru că la 8-9 seara, momentul în care încheiem ziua de muncă, oboseala este prea accentuată și chiar nu mai am niciun fel de dorință de a face ceva pe chipul meu, dar odată de două ori pe an pot, îmi fac injectabile și lasă. Da, pentru că sunteți așa de deschisă în legătură cu subiectul acesta, vi se întâmplă să vină paciente și să vă spună că vor să arate așa ca dumneavoastră? Da, 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 da se da, întâmplă da. des. S am și eu o piele asta. ca dumneavoastră, alții mi-au spus, sunt foarte multe care îmi spus, vreau să am și eu o ca dumneavoastră. În buze nu mi-am injectat nimic și nu mă cred, dar din moment ce spun lucruri că. Îmi injectez Botox, îmi fac hidratări pe față. N-aș avea de ce să nu spun că n-am nimic în buze. Asta e, s-a întâmplat să fie așa. Dar alte intervenții îmi fac și, într-adevăr, exemplul pe care îl dau, și eu mai postez și pe motoarele acestea de socializare, mai postez momentul în care îmi fac un laser sau îmi fac Botox, pentru că oamenii trebuie să vadă dacă eu apeles la aceste intervenții și nu am niciun fel de problemă sau de nesiguranță, atunci ceilalți trebuie să apele, sau ar putea să apeleze prin simplu motiv că trebuie să prevenim îmbătrânirea prematură și să avem o piele sănătoasă. Dincolo de acele așa spuse mituri estetice care se tot Vehiculează, cum că dacă injectăm acid hialuronic devenim de plastic sau eu știu? Sau știți, devenim dependente? Nu, niciuna nu este adevărat. Acidul hialuronic este o substanță pe care noi o avem în țesut și care, odată cu trecerea anul, anilor, va dispărea și atunci avem aportul extern. Acidul pe care îl injectezi este în proporție de 99% identic pe cu cel pe care îl injectăm, iar dependența nu există decât dependența de faptul că devenim mai. Fumoase, să zic așa, <laughs> sau mai atrăgătoare? Sau, eu de starea știu, de bine, nu? Dependența de bine, de bine în propria pe care persoană. Da, ne dă întâlnirea mm -hmm. cu noi în oglindă. Mm -hmm. Care sunt cele mai solicitate intervenții în, în clinică? În momentul de față, cele mai solicitate intervenții sunt intervențiile de remodelare corporală și vorbesc de lipoaspirația asistată laser și de celulită. Pentru că în urma cu câțiva ani, 3-4 ani, am luat un alt aparat, un laser, care mă ajută în intervențiile de lipoaspirație. Practic, am transformat lipoaspirația clasică în lipoaspirație laser. Pentru că în mersul lipoaspirației clasice, acolo unde trebuie să scoatem grăsimea și fac un pic. Paranteză, ca să îndepărtăm grăsimea dintr-un anumit segment al corpului și vorbesc de grăsimea localizată, aceea care nu cedează nici prin dietă și nici prin sport, atunci noi trebuie să scoatem grăsimea. Orice fel de altfel de intervenții, masaj, crioterapie, mezoterapie, radiofrecvență, nu are niciun fel de rezultat, pentru că celulă grăsoasă va rămâne acolo vie. Și am introdus în lipoaspirațiile clasice doi timp laser care au beneficii foarte mari. Nu știu dacă doriți să discutăm sau nu despre acest, mă dumneavoastră despre acest lucru. Beneficiile sunt chiar foarte mari și siguranța pacientului e foarte care mare. Care sunt avantajele folosirii laserului în, în, aceste intervenții? Pentru că știm foarte bine, sau inițial pacientele erau obișnuite cu intervenția aceasta clasică de lipoaspirație. Intervenția clasică de lipoaspirație presupune în primul rând anestezie generală și folosirea unor canule de dimensiuni foarte mari care pot îndepărta grăsimea prin aspirare, provocând acea traumă mecanică la nivelul țesutului, în urma cărea pot exista denivelări. Lipoaspirația clasică îndepărtează aceste neajunsuri. În primul rând, prin faptul că intervenția se face doar cu anestezie locală, pacientul pleacă de la mine din clinică așa cum a venit și poate să-și rea activitatea socială imediat. În al doilea rând, laserul pe care îl folosesc este prima etapă în cadrul, în cadrul, intervenției având rolul de a distruge celulele de grăsime, deci ne închipuim celula grăsoasă ca o, un balonaj da? care are o membrană. Laserul sparge această membrană și distruge în mod permanent celula grăsoasă. Aceea nu va mai reveni și transformă grăsimea într-o grăsimă lichidă, care va fi mult mai ușor aspirată, fără trauma mecanică și cu canule foarte subțiri, ca să nu producem nici edem și nici vânătăi mari la nivelul țesutului pacientului. Mai mult, laserul folosit coagulează vasele de sânge. Deci, reacțiile secundare sau toate fricile pentru care pacienții nu mai optau pentru intervențiile de lipoaspirație clasică, sunt mult minimalizate prin această intervenție. Și un alt avantaj foarte important este că acela, ca în ultima etapă a intervenției, laserul se aplică din nou și are proprietatea de a contracta fibra elastică și deci de a da pielii o altă fermitate, făcând ca pielea să se așeze și să se muleze foarte bine pe relieful pe care noi l-am lucrat. Și vreau să vă mai întreb ceva. Ne mai îngrășăm în locul respectiv? Nu, ne mai îngrășăm în locul Niciodată respectiv. până la sfârșitul? Nu vom depune. Dacă ne îngrășăm 50 kg, grăsimea va fi distribuită uniform. Să reapară grăsimea în acel loc este exclus și nici nu se va depune grăsimea mai mult în altă parte. Doar dacă ne îngrășăm foarte mult, normal că ne îngrășăm peste tot. Scuzați-mă și am pacienți pe care îi urmăresc de ani de zile. Deci de cel puțin 5 ani de zile și nu au avut niciun fel de problem. Stând de vorbă cu doamnele despre lucrurile acestea, mi s-a întâmplat adesea să aud da, dar frumusețea asta costă mult, costă și bani și timp. Trebuie să ai și una și alta deopotrivă. Haideți să vedem cât adevăr și cât mit este în. Sunt, până la urmă, anumite proceduri care sunt accesibile sau ușor accesibile pacienților sau este rămâne chirurgia estetică o chestiune pentru pentru oamenii cu un anumit statut și cu un anumit nivel al veniturilor. Haideți să o privim altfel. O privim ca o metodă prin care noi ne restaurăm, să spunem, sau ne îmbunătățim trăsăturile, sau o metodă prin care și noi avem grijă de noi. Că toată viața avem grijă să ne cumpărăm haine, să ne cumpărăm o casă, case, să... să decorăm casa, să o înfrumusețăm, să ne cumpărăm mașini frumoase, dar corpul nostru ce reprezintă. Și atunci, spun pacientelor următorul lucru. Intervențiile estetice. Nu vor fi niciodată ieftine pentru că tehnologia nu poate să fie ieftină, și nu este ieftină. Materialele pe care noi le folosim sunt destul de scumpe, așa le cumpărăm și noi. Deci nu avem cum să avem intervenții estetice ieftine. Și putem face o mică paranteză, și aici, apropo de ce mai găsim pe piață ca intervenții estetice ieftine, dacă veți dori. Și atunci, cum punem bănuți deoparte? Putem strânge într-o perioadă de timp câteva sute de euro ca să putem să ne facem o injectare sau o intervenție laser. Sunt paciente care înțeleg lucrul acesta și care fac în așa fel încât măcar o dată pe an să vină la mine. La mine, pacientele nu sunt nici toate VIP-uri, nu sunt nici toate persoane publice sau cu un statut anume financiar. Am și oameni care și pe care îi apreciez foarte mult pentru că au grijă de propria lor persoană. Sunt oameni care vin periodic și își pun bănuți deoparte și au grijă și de propria lor persoană. Decât să-și cumpere o pereche de pantofi de nu știu ce firmă, mai bine își fac o injecție de hidratare în față, de exemplu, în piele. Deci, trebuie să avem grijă de lucrurile acestea. Nu vor fi niciodată ieftine, dar pot fi accesibile în condițiile în care ne dorim și noi să facem ceva. Și să ne dorim să facem lucrurile acesta de la vârste cât mai tinere. De ce spun asta? Pentru că la un moment dat o să vină momentul în care ajungem la 60, 50, 60, 70 de ani. Și vă spun din experiența pacientelor care vin și îmi povestesc de ce, doamna doctor, nu m-am gândit și eu mai devreme. Pentru că acum investesc mai mult în înfățișarea mea decât dacă aș fi investit treptat în decursul vieții, dar m-am lăsat pe ultimul plan și nu am făcut lucrul acesta. Și e valabil nu doar pentru femei, ci și pentru bărbați. Ce înseamnă, doamna doctor, să să venim cât mai devreme. Există o vârstă potrivită pentru fiecare dintre uh, lucrurile minunile pe care dumneavoastră le faceți aici în, uh, în clinică? Vârsta ne o dau uh, trăsăturile noastre. Dacă sunt paciente care încep să facă riduri de la 20-30 de ani, nu avem niciun fel de problemă să începem intervențiile, pentru că. Despre tot ce am spus până aici, intervenții laser sau injectabile nu au un efect nociv la nivelul pielii Nici dacă le-am face la vârste mici, la copii adolescenți și fac lasere la copii de 12-14 ani atunci când se confruntă cu, perio cu perioada acneică și aceste lasere, lasere au rolul de a degresa pielea deci el nu poate să facă nimic pielii și atunci nu poate să existe o vârstă minimă din punct de vedere al siguranței tratamentului. Poate să existe o vârstă minimă dacă ne gândim dacă pacienta are sau nu are nevoie. Nu putem să tratăm riduri care sunt imaginate de pacientă și nici cele care eu știu, de abia, începe pielea să se cudeze și noi să începem să injectăm botox. Aici pot fi contraindicațiile de care de care spuneți. Dar pentru chirurgia estetică, pentru intervenția chirurgicală există o vârstă? Teoretic toate intervențiile chirurgicale trebuie executate după vârsta la care este oprită creșterea. Cărțile spun după 18-20 de ani. Implantul mamar, rinoplastia sau alte intervenții de acest gen la persoanele care sunt sub 18 ani nu Pot fi realizate decât dacă pacientul în sine are o indicație strictă. Eu știu dacă a suferit vreun traumatism sau vreun accident rutier sau ceva pentru care trebuie reconturat și reconstruit segmentul respectiv, și dacă părinții. Acceptă acest lucru. Nu aș face rinoplastie din punct de vedere estetic la un pacient mai mic de 18 ani, pentru că sunt sigură că până la această vârstă, sau după vârsta de 18 ani, de fapt, nasul totuși se va remodela și vom avea o altă formă a segmentului respectiv după 18-20 de ani. Dar nu ați avut și uh, situații în care o mamă să vină cu fica minoră și să vă ceară o intervenție chirurgicală? pe care ați considerat-o nepotrivită și atunci ați fost în situația ba da, unui refuz? A fost, am avut o pacientă de 16 ani care nu avea sâni și care a dorit să își mărească, chiar nu avea sân deloc și a dorit să și pună un implant mamar iar mama era nesigură dacă să mai aștepte sau să nu mai aștepte. Având nesiguranța mamei în fața mea, am preferat să-i spun să aștepte până la 18 ani pentru că lucrurile pot avea o altă turnură în momentul în care pacientul împlinește vârsta de 18 ani, în așa fel încât nici decizia mamei să nu, eu știu, contravină apoi deciziei pe care l-ar fi avut-o fata în sine după 18 ani. Și atunci lucrurile trebuie așezate așa cum trebuie și din punct de vedere legal. Ne-a furat discuția și am vorbit din nou despre dorințele doamnelor, domnișoarelor, dar am uitat că foarte mulți dintre cei care vă trec pragul sunt domni la fel de interesați de beneficiile chirurgiei estetice. Nu-i așa? Ce vor domnii? când vin în clinica dumneavoastră. Cele mai solicitate intervenții pe care le solicită bărbații sunt cele de îndepărtare a grăsimii, deci de lipoaspirație laser, rinoplastile, mai nou ginecomastile, sunt, care reprezintă de fapt prezența unui, unei glande mai mare mai dezvoltate și pe care o putem rezolva fie prin lipoaspirația laser, fie prin combinația dintre lipoaspirația laser și excizia chirurgicare a glandei, dacă aceasta este mult mai mare. Dar, în afară de lucrurile acesta, sunt extrem de mulți bărbați și procentul cred că începe să se apropie jumătate, jumătate cu al femeilor. Bărbații care solicită intervențiile laser la nivelul feței, intervențiile injectabile și vorbesc de toxină botulinică și acid hialuronic pentru că și ei au descoperit odată cu partenerele lor, văzându-le că pielea capătă un alt aspect și că trăsăturile se îmbunătățesc au descoperit această magie a intervențiilor estetice Deci suntem într-o concurență cu domnii pentru, pentru frumusețe Benefică, da? să spun așa, și pentru noi și pentru ei dar spuneți-mi, vă rog, a devenit Bucureștiul o destinație pentru uh, turismul uh, medical de frumusețe? Uh, uh, aveți pacienți da. străini care. Oh, vin? da, foarte mulți, foarte, foarte mulți. Și vorbesc pornind din Statele Unite, Israel, Germania, Italia, Spania, uh, Suedia. Sunt foarte, foarte, foarte mulți pacienți care sunt și români și străini. Nu aș vrea să spun că este un turism medical, pentru că nu sunt cooptată și nici nu doresc să fac lucrul acesta, să totul să practic turismul medical la scară largă, ci pur și simplu pacienții aud sau pacienți care mă cunosc și știți cum vorba bună se duce și atunci apelează și alții. Și din Dubai sunt foarte mulți? Sunt pacienți care își fac acest obicei de a reveni o da. dată de două da. ori pe an da. la dumneavoastră? Da. da. Pacienți din, am pacienți care vin odată pe an din Statele Unite, de două ori pe an din Germania, din țările nordice vin și în momentul în care vin facem tot pachetul. Și știu că la un moment dat sunt pacienți la care îmi ocup o zi întreagă să facem de la început până la sfârșit. Ce înseamnă Totul tot loc? pachetul acesta? Ce include de obicei? Dacă vorbim de intervențiile injectabile și de lipoaspirații, sunt pacienți cu care stau de dimineață pentru lipoaspirațiile laser, după care trecem la remoderarea părții feței și acolo facem aproape tot ce se poate face. Înțeleg de aici că în România, în momentul de față, se pot face, se pot asigura serviciile acestea medicale la aceeași calitate ca și pe piața europeană, dar nu numai sigur. piața americană. Îmi spuneați că aveți și clienții din. Dar la tarife mai mici, pentru că da, acesta este la motivul, tarife mai nu mici pentru care vin. Uh, vă povesteam de acest laser pe care îl folosesc la lipoaspirațiile laser și pentru care. sau cu ajutorul căruia remodelez toate segmentele corpului, inclusiv gușa. Și de ce spun uh, uh, asta? Pentru că firma din Statele Unite de unde am cumpărat acest aparat deja m-a cooptat și sunt speaker internațional pentru ei. În Statele Unite, medicii de acolo nu rezolvă și nu realizează intervențiile pe care eu le fac și intervențiile mele de lipoaspirație la nivelul gușei, brațelor, și unele intervenții abdominale nu se realizează la nivel, în Statele Unite și în, avem o colaborare foarte importantă prin faptul că îmi trimit și medici la, pentru training și pacienți și atunci pentru că răspund la ce m-ați întrebat, și în România se pot face multe intervenții pe care medicii de afară nu le pot face la, calități, la calitate foarte bună, dar la prețuri mai mici. Vă dau un exemplu. În Statele Unite, Aparatul, repet, costă 250.000 de euro. E foarte greu să faci o intervenție ieftină cu un aparat pentru care trebuie să plătești atât. În Statele Unite, pentru gușă, de exemplu, îndepărtarea gușii poate să coste între 10 și 15.000 de euro. În România, să spunem, ajunge maxim până la 2.000 de euro. Deci, diferența de amortizare a aparatului este cu totul alta aici, pentru că pacienții noștri sunt altfel educați și, din păcate, noi nu putem, sau, din fericire pentru ei, prețurile la noi sunt mult mai mici. Din acest motiv vin și alți pacienți de afară. Și este în creștere numărul acesta al pacienților care vin din da. afara țării? Da, este în creștere. Adică, aproape zilnic primim telefoane din partea lor. Doamna doctor, aș vrea să încheiem întâlnirea noastră cu câteva sfaturi pentru pentru frumusețe, nu cu atât mai mult cu cât, iată, suntem într un uh, sezon al uh, Renașterii, nu? al uh, revenirii la, la viață, și sigur, știm cu toții că, uh, mai ales după, după iarnă, simțim adesea nevoia uh, unor schimbări. Dați-ne câteva, câteva sfaturi pentru schimbări oportune în această, în această perioadă. În primul rând, sfatul este să aveți încredere, pacienții să aibă încredere în aceste intervenții estetice, să dacă au orice întrebare despre orice intervenție estetică, e bine să vină la medicul specialist care să le răspundă avizat, în niciun caz să nu stăm pe forumuri sau să plecăm ure urechea de la unul la altul, pentru că sunt, se circulă tot felul de mituri despre toxina botulinică, despre implantul siliconic, care sunt total neadevărate și e bine mai să vină la o consultație și să vorbim față în față. Să încerce să fie extrem de sinceri cu propria persoană, în momentul în care, în fiecare dimineață, se uită în oglindă și observă anumite trăsături care nu mai sunt așa cum existau acum, în urmă cu câțiva ani. Să vină să ceară sfatul și, împreună, putem să găsim soluția corectă pentru fiecare pacient. Și să aibă încredere, să nu aștepte ani în șir, pentru că valoarea, costul pe care trebuie să-l plătească la o anumită vârstă, va fi cu mult mai mare decât dacă ar face în pași mici și treptat, în așa fel încât modificările să nu fie nici dramatice, nici foarte evidente, ci efectiv să ne menținem frumusețea zi de zi prin tot ceea ce facem. Să ne menținem frumusețea zi de zi. Iată un sfat, doamnelor și domnilor, cu care încheiem astăzi jurnalul de viață. Îl închidem pentru un moment. Toate cele bune până la o nouă revedere!